Mai bine aveam trei seri la rând decât într-o singură zi, trei spectacole. Ora 15 va fi Marea Iubirea lui Sebastian. De la ora 19.30 Revizorul la Teatrul Național și de la ora 10, adică 22, va fi Două Linuțe la Godot Cafe. Doamne ferește, dar am timp să mă gândesc la chestia asta. Nu, și nici nu cred că trebuie să mă angajez într-o fel. Nu, mi-mi place. Mă încarcă și îmi dă senzația că fac ceva. Unul din proiectele pe care le facem acum este o piesă care se cheamă Ultima și care va avea în distribuție pe doamna Rodica Mandache. Se pare, nu știm încă locul unde vom finaliza, dar sper să ieșim în luna martie. Este un text scris de Laura Ilinca, cu care am mai colaborat și cu care mai avem un alt proiect, care se pare că va fi la Godot Cafe Teatru în sfârșit, Hamlet Next Hours. În curând, ca să zic așa. Și încă un alt proiect care se pare că începe tot în perioada asta, va fi în Teatrul Elisabeta, unde ne aflăm acum. Am vrut să zic asta. Un spațiu foarte frumos și mă bucur că s-a mai deschis ceva cu iz de dat. Un spectacol pe care concept și regie pe parte de Carmen Lidia Vidu. Și va fi un spectacol concert cu mișcare, cu operă, muzică live. Și va fi după textul lui Cehov, Pescărușul. Acum, e bine că am nimerit în locul ăsta, pentru că mereu e bine pentru un început să ai și un loc nou, care încă nu a fost exploatat, ca să zic așa, și care poate că ne va inspira într-un fel sau altul. Păi am jucat cu piciorul rupt și am primit aplauze la final, special pentru mine de la public, până atunci nu se întâmplase în spectacolul respectiv, dar, în sfârșit, am reușit și eu. Am dus un spectacol de 3 ore pe un singur picior.